Bună ziua, doamnelor și domnilor, am revenit la ultimul moment din cadrul CIO Council Virtual Summit 2020. Avem un panel extraordinar, un panel care va pune un corolar pe cel puțin pe această zi, dacă vreți. Reamintesc că vorbim despre Digital Business Transformation. Am cerut asistența pentru a rezolva, să zicem așa, acest panel și a extrage din partea oamenilor de business. Veți vedea că sunt foarte mulți oameni de business. Avem un singur CIO în panel, pe colegul meu Marcel Chiriac, fost, dar și în continuare membru CIO Council, care s-a întors în Canada, iar el va modera acest panel din, cred că de la 6, 7, 8 dimineața, nu știu cât este. Marcel, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să fii alături de noi. Am să te invit pe tine să-ți prezinți paneliștii. Eu am să fiu alături de voi și te rog. Bună ziua tuturor! E aproape 6 dimineața, sunt fresh. Mulțumesc foarte mult participanților la panel. Avem, cum ai spus, un panel format din business leaders. Alina Popa este Chief Financial Officer la Petrom. Roxana Ionescu este partneră și Head of Data Protection Practice la NNDKP, o firmă de avocați, cred. Da. Dan Berteanu, pe care l-ați mai văzut, CEO la Bitnet Training și VP of Education. Cristian Hergilgiu, CEO la Dendrio și VP of Technology. Valentin Stănescu, Country Manager la Dell. Și, nu în ultimul rând, Răzvan Singhinaș, CIO la ING Bank. Mulțumesc tuturor pentru participare. Aș vrea să încep cu câteva recomandări pentru desfășurarea panelului. I-am rugat pe membrii panelului să aleagă câteva subiecte pe care le consideră relevante pentru tema conferinței și le voi da cuvântul pe rând, iar noi ceilalți din cadrul panelului vom pune întrebări de clarificare sau orice fel de întrebare, este o discuție liberă, bineînțeles. Și dumneavoastră, stimată audiență, sunteți încurajați să ne trimiteți online întrebări și vom încerca să le răspundem în timpul dedicat pentru Q&A. Și am să încep cu doamnele, nu din motive sexiste, ci pentru că politețea bate political correctness din punctul meu de vedere. Așa că Alina are un mesaj din partea business leadership către IT. Alina, te rog. Mulțumesc, Marcel, mulțumesc, Hugo. În primul rând, mă bucur să fiu aici. Eu nu sunt o persoană din IT, dar am fost financiar toată viața mea, dar sunt o mare susținătoare a IT-ului din România și a organizațiilor de IT, așa că mă bucur mult să mă aflu astăzi aici. Da, mesajul meu este că companiile, organizațiile care vor avea succes în această nouă realitate în care ne aflăm, sunt cele care se pot schimba repede. Da? Și o să subliniez cuvântul repede, pentru că este esențial. Și ce vreau să spun prin schimbare? Schimbarea, în opinia mea, este necesară în două direcții majore. Prima direcție este de simplificare și a doua direcție de automatizare. Să le explic pe fiecare. Să încep cu simplificarea. Companiile au parte de o complexitate în creștere, care vine din ce în ce mai multe cerințe. Clienții, toți clienții vor mai mult decât ieri, mai mult, mai bine, mai repede. Angajații vor mai mult, cadrul de reglementare din ce în ce mai solicitant, legislația complicată. Iar organizațiile au răspuns la toate aceste cerințe prin a deveni complicate, mult prea complicate. Da. Procese cu inputuri multiple, controle peste controle. Cu cât compania e mai mare și vin dintr-o companie mare, cu atât procesele sunt mai complicate. Iar aceste procese complicate ne fac să fim înceți, prea înceți pentru realitatea aceasta nouă de astăzi, când toată lumea, toți stakeholderii vor totul repede. De aceea trebuie să simplificăm urgent.
Să eliminăm toate activitățile inutile. Iar după ce am simplificat, trebuie să automatizăm. Da? Trebuie să automatizăm din nou repede, din nou agil, cu implicarea business-ului, implicarea clientului. Vremurile acelea în care făceam proiecte de IT ani de zile sunt trecute, în opinia mea. Da? Proiectele trebuie să fie scurte, fit for purpose, iar orice element, orice pas al unui proiect, orice element trebuie să răspundă la întrebarea care este valoarea adăugată. De ce fac eu pasul ăsta? De ce fac eu activitatea asta? Care e valoarea adăugată? Și vorbind de noua realitate, cred că cu toții avem astăzi o provocare mare, și anume că nu mai avem bani. Ni s-au tăiat bugetele sau programe de cost saving în toate organizațiile din lumea asta, probabil, sau în marea majoritate oricum. Avem resurse limitate. Noi în industria de petrol și gaze trecem printr-o criză profundă. Prețurile la țiței sunt mai mici la produse petroliere, cererea e mai mică, cerințele sunt mai mari. Și cu toate acestea există mult potențial, există foarte mult potențial, dar trebuie să simplificăm și să automatizăm. Cum facem asta? Cum facem asta fără bani sau, mă rog, cu bugete reduse, când avem 100 de proiecte, 100 de idei și nu avem bani decât de 20 sau de 30? Da? Cum alegem? Și aici mesajul din partea mea către oamenii din IT este: alegerea trebuie să fie întotdeauna pe bază de business case. Nu pe influențe, nu pe interese, nu pe cine place. În vremuri de criză, business case-ul face diferența. Și procesul de selecție, pentru că proiectele concurează pentru capital, peste tot, la nivel global, la nivel național, la nivel de organizație, o concurență mare pentru capital, iar organizațiile care vor avea succes sunt alea care știu să prioritizeze și să aleagă proiectele alea care aduc valoare. Dar ce înseamnă să aducă valoare? Cum facem selecția asta? Și aici vreau să fac o paranteză, pentru că de multe ori în viața mea de om de financiar am auzit colegii mei din IT, pe care îi admir și îi respect foarte mult, spunându-mi așa: Alina, ajută-ne tu cu business case-ul ăla, fă tu calculele alea acolo, că noi avem o idee minunată, dar fă să iasă cifrele alea, să fie bine cu business case-ul. Și asta, dragi colegi, e foarte greșit. E foarte greșit pentru că business case, o idee fără business case, e doar o iluzie. Da? Business case-ul face ideea de valoare. Da? Și dacă ne gândim că trebuie studii financiare, trebuie să fac nu știu ce cursuri, nu știu ce mastere să fac un business case, de fapt e simplu. Ce înseamnă, cum aduce un proiect valoare? Aduce prin două modalități. Unu, face veniturile să fie mai mari într-o companie sau face cheltuielile să fie mai mici într-o companie. Se poate altfel, prin nimic altceva, decât astea două, veniturile mai mari sau cheltuielile mai mici. Iar noi, ca și owner de proiect, întotdeauna trebuie să știm clar cum se face asta, cum ajungi să ai venituri mai mari sau cheltuieli mai mici. Că mă ajută un controller, un coleg din financiar să fac un calcul de net present value, detalii. Da? Dar noi trebuie să știm și să vedem, când propunem orice idee, de unde vine valoarea asta adăugată. Da? Și cred că asta va face diferența. Și aș vrea să închei prin a zice că în vremuri de criză, selecția și o prioritizare a proiectelor pe bază de business case este esențială și o să facă diferența între companiile care vor avea succes și companiile care nu vor avea succes. Back to you, Marcel. Dacă pot, aș mai avea o clarificare. Te rog. Ai spus foarte bine, business case-ul este rege și altfel de proiecte cu sponsori influenți, cu multă influență, ar trebui să-și aibă locul lor. Deci asta cumva duce către un proces de portofolio management foarte bine, pus la punct. Și aș vrea să te întreb din experiența personală. Sunt o grămadă de tool-uri pentru portofolio management. Fiecare firmă și-a dezvoltat niște Excel spreadsheets extraordinar de complexe și
câteodată greu de folosit. Există o rețetă ușoară pentru implementarea unui proces de portfolio management, cum să zic, care să fie foarte clar. Adică mă gândesc, îmi imaginez un dashboard unde sunt proiectele și unde pot să pun, nu știu, punctajele acordate în funcție de diverse caracteristici al proiectului și cine câștigă, câștigă. Foarte vizibil. Voi cum faceți treaba asta? Da, da. Așa facem. Avem acest proces de selecție care este foarte transparent și clar. Toate proiectele sunt analizate din perspectiva aceasta business case-ul, adusă la o bază comună, da? Respectiv la anumiți indicatori pe care îi considerăm noi relevanți. Dar iar mă întorc la... Organizațiile au tendința asta de a deveni complicate, da? Și fac dashboard-uri și spreadsheet-e și așa. Trebuie, ce e important este să avem o bază de comparație obiectivă și unitară, da? Pe același criteriu, că e el cash flow, că e el net present value, că e el rate of return, oricare poate să fie sau o combinație de două, mai puțin important. Da? De fapt, esența este valoarea. Cum îmi aduce mie valoare fiecare proiect în parte, care e criteriul cel mai important pentru mine ca organizație, poate să difere în timp, și apoi le așez pe fiecare în ordine descrescătoare, în orice tool din lumea asta și le aleg pe primele până mi se termină banii. Da? Orice alt criteriu face lucrurile mai puțin obiective și până la urmă aduc mai puțină valoare companiei. Da? Și nu asta vor acționarii. Corect. Mulțumesc foarte mult. Întrebări din partea paneliștilor. Salut, Cristi sunt. Am mai multe întrebări, dar o să încerc cu una singură în acest moment. Și anume, Alina, înțeleg că structura voastră este foarte riguroasă, adică aveți criterii, aveți matrici de comparație și așa mai departe. Stau și mă întreb dacă aceste matrici sunt adaptate pentru vremurile astea extrem de dinamice. Da, sunt facem eforturi de adaptare în permanență. Ele sunt destul de avansate, să zic așa. Noi avem foarte multe tipuri de proiecte, nu numai proiecte de IT, de multe tipuri de business. Și în permanență ne punem întrebarea asta pe care ai pus-o tu acum. Ok, sunt actuale? Sunt adaptate timpurilor? Pentru că în ziua de astăzi, în orice perioadă de criză, cash flow e esențial, da? De foarte multe ori. Când cheltui banii în timp și atunci trebuie să ai anumite elemente care să-ți arate acest lucru. Cât de repede cheltui banii, una e să-i cheltui mâine, alta e să-i cheltui peste 3 ani, când e vorba de cheltuială și când vin veniturile alea în timp. Da? De aceea de multe ori folosim o valoare prezent actualizată, net present value. Deci facem eforturi pentru a fi în permanență adaptați la noua realitate care pentru industria noastră a adus foarte multe provocări. Mersi mult! Cu plăcere! Și eu mulțumesc! Hai să mergem mai departe. Roxana este specializată pe cybersecurity din punct de vedere legal și alinierea la cerințele GDPR e critică pentru firmele care folosesc datele personale și în ziua de astăzi cred că majoritatea firmelor folosesc date personale. Exact. Încă n-am găsit una care să nu o facă. Pe de altă parte, non-compliance poate avea efecte catastrofale pentru orice fel de business. Și aș vrea să te întreb cum vezi evoluția implementării GDPR în ultima vreme și ce recomandări aveai pentru noi, pentru liderii de IT? Bună ziua din nou și vă mulțumesc pentru invitație. În fiecare an vin la această conferință și în ultimii 3 ani am făcut același lucru. Încerc să vă conving, mai ales pe colegii din zona de IT, că GDPR nu este o nouă bătaie de cap. În realitate poate să fie o oportunitate foarte bună pentru a asigura acel echilibru și atingerea acelei valori adăugate de care vorbea Alina mai devreme.
Acum, dacă mă întrebați unde suntem noi cu implementarea GDPR, o să vă spun ce v-am spus și anul trecut. Respectiv, suntem pe drum, dar acel drum nu se va termina niciodată. De ce? Pentru că și acolo unde ai un plan de conformare cu ținte, lucruri se întâmplă. Și situația de anul ăsta este exemplu perfect în care organizațiile în decurs de câteva săptămâni, nu luni, nu ani, au trebuit să analizeze, să implementeze și să urmărească modul de folosire a unor soluții tehnice care erau complet excluse pentru organizațiile respective cu câteva luni înainte. Dar eu continui să cred că acea aparentă tensiune între ce vrea business-ul, ce vrea omul de compliance, care include și protecția datelor, dar nu numai. Din punctul meu de vedere, compliance înseamnă și ce trebuie să asiguri pe securitatea informatică, pe zona cerințele specifice definite în funcție de domenii, când vorbim de financiar, bancar, asigurări și toate domeniile reglementate. Date de sănătate, să nu uităm ce presiune se pune acum asupra organizațiilor din această industrie și totuși vorbim de datele cele mai sensibile care ar trebui să fie protejate la nivelul unei organizații. Și avem practic business, compliance și zona de tehnic. Eu nu cred că există o contradicție între ceea ce se urmărește de acest trei actori din cadrul unei organizații. Ceea ce cred că se întâmplă câteodată este lipsa de dialog. Și tocmai de-aia cumva vin confirm din perspectiva mea de om juridic ceea ce spunea Alina din punct de vedere business practic. Trebuie să existe o discuție, trebuie să existe niște criterii clare și eu cred că trebuie să existe un dialog de la început. Pentru că numai în momentul în care business-ul poate să-și definească foarte clar nevoile, să înțeleagă inclusiv nevoile de conformare din perspectiva protecției datelor. Și există acest dialog din capul locului cu echipa tehnică, poți să identifici soluțiile cele mai potrivite, poți să le implementezi rapid, apropo de simplificare urgentă. Urgența e pe tot ce se face în cadrul unei organizații în momentul ăsta. Și în final, ce obții din asta? Nu amenzi mai mici. Știu că toată lumea zice, aoleo, sau zice acum câțiva ani, aoleo, GDPR, 20 de milioane sau 4% din cifra de afaceri. Suntem la 2 ani jumate, sancțiunile cel puțin la nivel național nu sunt exact la nivelul milioanelor de euro și nici nu e justificabil, pentru că accentul trebuie să pice pe conformare. Pe de altă parte, ce se poate obține din conformare? Angajați mai eficienți? Clienți mai mulțumiți? O imagine de piață mai bună că în loc să trebuiască să te aperi pentru că ai anunțat că ai incidente de securitate, poți să te lauzi cu soluțiile digitale, medită să le facă viața mai ușoară, accesul mai ușor la produse, o utilizare mai prietenoasă care fidelizează clienții și ajungem la acele venituri mai mari și cheltuieli mai mici pe care și le dorește în final financiarul și acționarii. Eu cred că acest cerc se închide, dar într-adevăr trebuie acest dialog. Și în organizație câteodată ajungi să ai roluri care ar trebui să fie complementare, gestionate distinct. GDPR pe o parte, compliance pe o parte, legal pe o parte, tehnic pe o parte, business pe o parte. Sunt toți pe aceeași parte a mesei, pentru că toți trebuie de la început să agreze care e abordarea cea mai corectă pentru organizația lor. Întrebesc eu o întrebare pentru tine, Roxana, pentru că ieri am avut un mare guru american care a spus, surprinzător, și că GDPR este o lege foarte bună, ceea ce nu prea vezi la americani vorbind despre legile europene. Care este statusul acum? Companiile au început să înțeleagă, societatea a început să înțeleagă apropo de nevoie? Eu cred că companiile au înțeles și dinainte, numai că companiile au înțeles două lucruri. Unul, faptul că nu mai pot să nu prioritizeze conformarea în domeniul ăsta, dar au mai înțeles și care este impactul din punct de vedere operațional, tehnic și în final financiar pentru adaptarea tuturor proceselor lor la această nevoie crescută de conformare.
și toate organizațiile sunt undeva în proces de realizare acestei conformări. Pe de altă parte, consumatorii au învățat să folosească protecția datelor ca mijloc de atac pentru orice nemulțumire pe care o au față de organizații. Nu-ți merge suficient de repede aplicația, mă plâng, invoc în GDPR. Nu-mi place că factura e într-un anumit format, că insist să mi-o dai electronic, deși eu vreau pe hârtie, invoc GDPR și spun că nu mai vreau să primesc respectiva factură pe mail, deși inițial, culmea, totul ai optat să primești pe e-mail această factură. Deci este această tensiune legată de cum înțeleg oamenii să se poziționeze. Eu cred că ceea ce are bun această reglementare există din 2001. A rămas la nivel de principii, ceea ce știu că frustrează câteodată oamenii de tehnic care spun vreau și eu o listă clară, A, B, C, D, ce trebuie să respect. Dar acele reglementare la nivel de principii chiar lasă foarte multă flexibilitate organizațiilor să definească cum înțeleg să-și asigură conformarea. Și această flexibilitate eu o văd ca un beneficiu pentru acele societăți care știu să profite. Și profită tocmai discutând toți factorii de decizii din cadrul organizației și inclusiv în zona de formalist, ce într-adevăr are GDPR, multă formalistică. Trebuie să asigur transparența în scris. Trebuie să asigure valori de impact asupra protecției datelor. Trebuie să demonstrezi că interesele tale legitime sunt echilibrate. Trebuie, trebuie, trebuie. Și toate astea documentate. Trebuie să iei decizii documentate. Trebuie să discuți cu DPO, să faci rapoarte documentate. Ideea e să concepi un sistem care e flexibil. Dacă tu știi că acum implementezi o soluție tehnică care e de fapt primul pas dintr-un plan pe 3-5 ani mult mai complex, mă rog, acum deja nu mai sunt 3-5 ani, sunt 3-5 luni maxim, spune lucrul ăsta de la început. Pentru că atunci și în zona de compliance se poate acoperi această intenție viitoare din capul locului. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că nu trebuie să faci 5 evaluări de fiecare dată când atingi o fază a proiectului, poți să faci o evaluare de la început, care pur și simplu este urmărită după aceea cu niște cerințe sau cu niște elemente deja concretizate. Acel checklist pe care oamenii în zona tehnică, când vorbesc de implementarea proiectelor, caută. Dar e încă un proces de învățare pentru toată lumea. La noi mai mult ca în alte jurisdicții, dar eu cred că fiecare an e cu progresul lui. Bun. Alte întrebări din partea panelului? Suntem toți compliant cu GDPR, se pare. Eu îți propun să, hai să trecem o tură cu toți paneliștii și că e Am mai înțeles. Bine așa. Am înțeles, perfect. Păi că nu-și pun întrebări, că și poate se faultează unul pe altul, îi faultează noi. Ok, atunci să mergem mai departe. Dan, e rândul tău să prezinți poziția ta din punct de vedere educație digitală. Cred că întrebarea ar fi cum ar putea liderii IT să contribuie la dezvoltarea competenței digitale nu numai în departamentul pe care îl conduc, dar și în firme și în societate eventual. Da, mulțumesc frumos. Pe mine asta într-adevăr mă preocupă și mă pasionează, fiindcă sunt în business-ul ăsta de educație de 20 de ani și se zice că dacă ai în mână un ciocan, vezi în jurul tău numai cuie, nu? Deci, practic, eu cred realmente că perioada asta de pandemie a pus reflectoarele pe organizația de IT. Și cred că este pentru prima oară când organizația de IT e pe scenă, fiindcă până acum cumva a fost în culise, făcând lucrurile din back-end, așa, și noi ne bucuram de faptul că merge netul, că nu mai avem fire prin birouri și așa mai departe, că suntem în cloud și nu mai e camera aia unde sunt serverele păstrate sub cheie și tot timpul vine de sub prag frig și așa mai departe. Acum, în pandemie, brusc s-au întâmplat două lucruri. Am observat, cred că în organizații,
cât de puțin pregătiți suntem să acționăm realmente digital, atât din punctul de vedere al infrastructurii, fiindcă avem exemplele și au circulat la un moment dat, inițial am crezut că sunt bancuri, dar după aia chiar a fost real că plecau oamenii să lucreze de acasă cu unitatea centrală și cu desktop-ul la sub braț, okay? Fiindcă n-aveau laptopuri și după aia spuneau firmele de e-commerce că sunt în mare default cu laptopurile și tabletele și chestii de genul ăsta. Deci, pe de o parte, cât de slab pregătiți am fost să acționăm și să lucrăm digital. Am mai menționat în prima zi, în intervenția mea, raportul ăla DESI, de Digital Economy and Society Index, și acolo la capitolul folosire și digitalizare, în iunie, cumva, am văzut că doar 11% din toate companiile din România făceau comerț digital, adică aveau și o prezență online și vindeau și online, 11%, de 4 ori mai puțin ca media europeană în general. Deci din punctul ăsta de vedere, organizația de IT a ajuns pe scenă, după care a doua componentă este componenta asta cât de pregătiți am fost la nivel de societate și la nivel de business să lucrăm cu instrumente digitale. Și iar din punctul ăsta de vedere, de la ce vreți voi, de la școli până la business-uri, am observat că suntem foarte slab pregătiți. Și atunci eu cred că cumva organizația de IT are o șansă mare, pe lângă a se conecta cu business-ul și a arăta care este contribuția în business, așa cum povestea Alina, de asemenea să contribuie la educația digitală a organizației din care organizația de IT face parte, a companiei, și mai departe a se implica în promovarea educației digitale la nivel de societate. Și cred că o să vedem în perioada care urmează multe inițiative, așa cum am observat că există organizații antreprenoriale din zona asta de IT care au pus mână de la mână să ajute profesorii, să ajute medicii și așa mai departe. Cred că o să asistăm la inițiative de educație digitală din ce în ce mai complexă și noi am pornit un astfel de demers și încercăm să contribuim cât putem de mult în zona asta, fiindcă eu cred că este o zonă extrem, extrem de importantă care poate să salte cumva nivelul de productivitate, nivelul de eficiență atât al economiei per ansamblu cât și al companiilor. Iar din perspectiva asta a educației, de ceva vreme, educația este pe buzele tuturor, fiindcă știm cât de, sau începem să observăm, cât de catastrofală este situația. Și nu mă feresc de cuvântul ăsta, Iugo mi-a tras atenția că e foarte tare. Nu știu dacă ați apucat să vedeți, dar na, suntem conectați și au trimis cei de la Bizitei o informare, un studiu al Băncii Mondiale a apărut astăzi. Un copil care se naște astăzi în România, din cauza proastei educații și a sistemului medical jalnic pe care le avem, își va atinge doar jumătate din potențialul de productivitate al unui adult care ar beneficia de educație și sănătate, de servicii de educație și de sănătate. În privința educației, dacă la nivel de țări dezvoltate un copil primește în medie 12,6 ani educație, în România primește 8,3. Adică el primește și calitatea educației diminuează timpul pe care îl are. Deci din perspectiva asta spune că suntem într-o situație foarte dificilă și că ar trebui să coagulăm la nivel de organizații de IT, care avem cunoștințe, avem mijloace să coagulăm un efort concertat pe care să îl distribuim către societate și către companii. Cam asta ar fi din perspectiva asta. Mai povestim despre ce cred eu că ar trebui să se întâmple pentru oamenii de IT, dar mai încolo, ca să las și colegii mei de panel să își exprime punctul de vedere. Ok, mai voiam doar să clarific o chestie. Te rog.
Nevoia de educație e clară. Liderii de IT, să zicem că avem cunoștințele necesare, dar noi nu suntem educatori. Care ar fi, deci să zicem că am vrea să dăm înapoi societății. Suntem într-un moment în care am putea să dea înapoi, contribuind la ridicarea nivelului educațional digital. Cum vezi că s-ar putea întâmpla treaba asta? Păi sunt mai multe modalități în mintea mea. De la componenta ușoară, în care finanțez, sponsorizez, dau bani, da? Plătesc inițiative sau ONG-uri care fac educație digitală, la varianta mai dificilă, în care contribui cu muncă și cu a fi un ambasador la mine în companii sau în alte companii despre treaba asta. O să-ți dau un exemplu, pentru că mi se pare foarte relevant. Anul trecut am cofondat împreună cu o mână de tineri foarte inimoși și foarte dornici să contribuie un ONG care se cheamă Narada. Și Narada și-a propus să ducă la copiii defavorizați care nu au acces la educație, să ducă tablete și calculatoare vechi pe care le colectează și le repară cu peste 100 de voluntari din corporațiile din România. O mare parte dintre ei sunt oameni din companii de IT sau IT-ști care vin să facă chestia asta. Da? Au primit tot felul de sponsorizări în bani de la corporații, au un loc al lor acum ca asociație de la un dezvoltator imobiliar și oamenii ăștia vin pe timpul lor să repare, să recondiționeze echipamente pe care după asta voluntarii Narada se duc în zone din astea remote din România unde de-abia au internet sau de-abia au apă în casă, se duc ca să salveze copiii ăștia de abandonul școlar. Okay? Ăsta poate să fie un exemplu, da? Fiindcă suntem oameni de IT, putem să contribuim cu bani, putem să contribuim cu influență sau promovare, putem să contribuim cu muncă. Cred că exercițiul ăsta al solidarității este un exercițiu extrem de important pe care îl învățăm încet, încet în societatea românească și îl învățăm și datorită presiunii pe care o avem de la tânăra generație, că ăștia din generația cu cheia la gât nu am avut exercițiul ăsta, dar tânăra generație pune presiune și cred că asta este important. Iar IT-știi, dincolo de mitul că sunt introverți, preferă să stea în fața calculatorului decât în față, în rândul oamenilor sau înconjurați de oameni, observația mea din exterior este că sunt foarte sufletiști și foarte săritori. Deci cam așa ar putea să contribui. Mulțumesc! Impresionant! Mergem mai departe. Cristi, CEO la Dendrio, deci business leader, mai ales că ești șeful unei firme de IT. Cred că ai destul de multă informație despre performanța funcțiilor de IT în timpurile astea fără precedent. Ce ai putea să ne spui despre asta și mai mult, care ar fi principalele atribute ale firmei ale funcției de IT în cum să zic, de care ar beneficia business-ul maxim? Deci cum te poziționezi din punct de vedere al business-ului? Aș începe prin a spune bună dimineața tuturor, da? Ca să fim aliniați pe pusurile orare externe. Mulțumesc mult, Marcel, pentru întrebări. Vreau însă, înainte să răspund la întrebările tale, să continui cu două subiecte foarte, foarte simple. Cei care au văzut prezentarea lui Dan de data trecută, eu mi-am adus lingurița, așa că se vede. Lingurița e cu mine, stai să o centrez. Fiindcă mi-a plăcut foarte, foarte mult parabola respectivă, atunci când e un incendiu poți să fugi și să țipi de pe margine sau poți să încerci cu orice mijloc să contribui la stingerea acelui incendiu.
Și recunosc că mă uit așa la cultura românească, probabil, cred că în tradiția noastră este mai degrabă să fugim să ne ascundem în munți și să otrăvim fântânile, decât să ne întoarcem, să ne batem și eventual să și, nu știu, facem să se întâmple lucrurile respective. Deci a zice că spiritul pe care Dan îl menționa în prezentarea de acum două zile mi se pare, cum să zic, un element de ADN pe care noi vom avea de luptat și cred că se va regăsi în toate acțiunile pe care le vom face în 2020-2021. Sperăm să găsim această evoluție în noi. Tot continuând pe ideea pe care a spus-o Dan două secunde mai devreme, dacă eram în sală acum, v-aș fi întrebat, ridicați mâna toți cei care au copii care au început școala acum. Fiindcă ceea ce spune Dan, cumva și mi se pare interesant, în Arada se duce către zona de educație în mediul rural, în mediul îndepărtat, copii defavorizați. Vă mărturisesc, copilul meu învață în București, la o școală publică și am avut un sentiment de pustiu, nu știu cum să-i spun, când au început copiii școala și când am văzut cât de, și nu, nu vin din partea cu critică, da, fugim, ci mai degrabă îmi pun întrebări reale cum naiba putem ajuta acest fenomen, să stopăm acest fenomen. Clase care eu cred că în acest moment vor fi pierdute, copii care își vor pierde 2-3 luni din viață neînțelegând ce se întâmplă și uitându-se la adulți și spunând, guys, noi când intrăm pe chat, pe WhatsApp, pe chestii, lucrurile merg, comunicăm, de ce voi nu puteți să transmiteți o lecție, ca să înțeleg și eu? Adică nu putem discuta, e o discuție de separată, cum IT-ul ar fi putut să funcționeze și să asigure, ziceai tu, Hugo, mai devreme, IT for good, for life, cum ar fi putut să funcționeze și, din nefericire, ce bilă neagră am tras din urnă. Revenind un pic acum pe subiectul de business, acum 2 ani de zile prezentam tot în CIO Council la un dat un concept de genul CIO-ul în companii. Începem să vedem acest fenomen. CIO în companii devine chiar și la o companie de scară globală. Se poate comporta ca un manager, ca un owner de startup. În sensul în care cei cu care discută board-ul pe de-o parte și clienții corporate pe de altă parte, cu clienții din interiorul organizației, board-ul sunt investitorii, CIO este cel care ridică finanțarea pentru proiectele pe care le propune, care proiecte, dacă n-au relevanță, dacă nu aduc valoare, probabil că nu vor fi aprobate. Cum spunea și Alina mai devreme, politics is not helping us right now. Da? Adică, băi, dacă ai valoare, probabil că vei putea să ridici finanțarea pentru proiectele respective. Și, bineînțeles, ai în spate niște clienți, dacă cei pe care tu îi deservești cu serviciul de IT, iarăși nu văd valoarea serviciului oferit și este doar o obligație, doar un formalism foarte complex, mă împiedică să fac lucruri, iarăși probabil că în momentul ăsta, 2020-2021, tracțiunea va fi extrem de redusă, vom vedea bani cheltuiți pe, business systems pe care utilizatorii nu le adoptă. Au apărut două concepte. N-au apărut în ultimul an, dar cumva au fost subliminale și acum devin foarte vizibile. Unul este customer success. Degeaba pun tehnologie și infrastructura la dispoziție dacă clienții nu o utilizează. Și a doua este în zona de agilitate. Și anume, degeaba vin cu un produs pe care l-am gândit acum 6 luni, un an, dacă în mediul acesta foarte dinamic nu pot să adaptez produsul respectiv pentru următoarea iterație și pentru următoarea iterație. Bineînțeles, ne-am dorit lucrurile foarte simple. Spunea Einstein că dacă nu poți să explici ceva într-un mod simplu, înseamnă că nu l-ai înțeles suficient. Deci sunt 100% de acord că vor trebui puse într-o formă simplă și vă mărturisesc încă o dată în discuțiile pe care noi avem cu un spectru foarte larg de clienți, de la companii cu mii de angajați, la inclusiv startups și la companii cu 2-3-5 angajați, extrem de rar întâlnim, există această specie de oameni care sunt în board și care au viziune și au și abilitatea de execuție, dar de foarte multe ori întâlnim oameni care se ancorează într-un trecut, revin iar la modelul cu clasa, că sunt un pic obsedat în zilele astea, încearcă să reproducă cu instrumente noi un fenomen vechi. Ca să nu intrăm în foarte multe detalii din zona de IT pur, ce pot să spun este, mă uit la fenomenul de educație și conceptul cel mai avansat acum pe care îl văd în școala publică de București este punem o cameră video care va filma tabla. Și când se fac teste, niciun copil nu înțelege ce este scris pe tablă, dar noi suntem digitali 100%.
ce aș vrea să spun este, și s-a discutat, mi-a plăcut foarte mult cât am putut să urmăresc din panelul anterior, cei 3C, da, caring, continuity and cash. Ce am sesizat în România, am sesizat două direcții foarte mari. Există companii care sunt extrem de concentrate pe cash și cred că acolo putem îmbunătăți un pic discuția, fiindcă cash-ul nu înseamnă doar să reduc costuri și să nu mai fac cheltuieli acum, ci mai degrabă să găsesc surse de finanțare și modele de finanțare care să-mi permită, nu știu, să extind, de exemplu, cheltuiala pe o perioadă mult mai lungă, să folosesc mijloace de finanțare pe care până acum poate nu le foloseam. Probabil că știți, Bitnet este o firmă listată pe bursă și am folosit cât extensiv mecanismul de finanțare prin piața de capital, care ne-a dat un leverage. Avem unul dintre cofondatori și colegul nostru care se ocupă de relația cu bursa și spune: am construit o fortăreață financiară în acest moment. Asta este o bătălie pe care putem să o ducem cu toții, iar poziția de CIO ne ajută, poziția de CIO va ajuta să înțelegem impactul, să prioritizăm anumite proiecte și cu siguranță să ne uităm dacă pun banii pe un proiect care are short-term revenue, it's good, dar dacă are short-term revenue și long-term impact, it's even better, cum zice română. Și mai vreau doar să adaug un singur lucru, cum ar putea să contribuie un CEO în acest moment. Aștept foarte, cu foarte mare interes să-l auzim și pe Răzvan, povestind un pic din experiența de echipă de dezvoltare din cadrul unei bănci, dar cred că noi în IT suntem obișnuiți mult mai mult cu ideea de agilitate. Într-o formă sau alta, nu cred că mai există un CIO în sală, mă rog, în această transmisiune, care nu a citit, nu a implementat, nu a utilizat conceptele de Scrum, de, nu știu, Agile Development, de Design Thinking și așa mai departe. Cred că în acest moment, pe lângă aturile de startup owner, cred că putem să regăsim și o poziție de knowledge, da? de pol de cunoștințe. CIO-ii pot share-ui foarte mult din goods and bads. Nu totul se aplică ca la carte. Cultura românească în multe situații ne împiedică să mergem foarte descentralizat, foarte autonom, cu echipe mici care au decizii rapide. Suntem într-o, să zicem, într-o cultură destul de ierarhică în unele companii și așa mai departe. Însă cei care au testat și au implementat în interiorul organizației au învățat și cum să gestioneze asemenea situații și cum să itereze în pași relativ scurți, în iterații de 2 săptămâni, de o lună și așa mai departe, și cum să livreze proiecte de milioane de euro, începând cu o implementare de 5.000 de euro și așa mai departe. Adică sunt extrem de multe aspecte pe care IT-ul, CIO-ul le-au învățat the hard way de cele mai multe ori. Și cred că este un moment excepțional să le deschidem în board-uri, să le deschidem către colegii de pe cealaltă poziție omonime și să le punem în practică. Mulțumesc, Cristi. Foarte interesantă ideea, mai ales asta cu hai să facem proiecte agile outside of IT. Absolut. Da, deci că sincer e o idee nouă și merită subliniată. Hai să mergem mai departe deocamdată. Valentin, ca și general manager, country general manager pentru Dell, cred că ai o viziune destul de bună asupra felului în care piața de echipamente și servicii a fost impactată de vremurile astea fără precedent și care sunt direcțiile de reconstrucție și de continuare a digitizării în piață. Mulțumesc, Marcel. Vreau să încep prin a mulțumi CIO Council pentru oportunitatea de a fi alături și în acest an pentru acest eveniment care este de referință pentru industrie. Ne bucurăm să fim alături de comunitatea CIO pentru că noi credem că nu a fost niciodată, deși am mai spus-o și în anii trecuți, dar nu a fost niciodată o perioadă mai bună să lucrezi în industria IT și să fii CIO decât este acum. Cel puțin și aici poate o să cer o validare și de exemplu de la Alina, dar noi considerăm, atunci când vorbim doar între noi în industria IT, ne răsfățăm așa și spunem că noi acum suntem în centrul lucrurilor, da? Deci practic business-ul vine și întreabă cum se poate face cu ajutorul tehnologiei cel mai ușor, cel mai repede, cel mai cost-efectiv să ajungem din punctul A în punctul B. Da?
Nu știu dacă este așa, Alina, dar noi așa sperăm când vorbim între noi, să știi. Așa este, confirm. Într-adevăr, și a spus și Dan mai devreme, IT-ul e pe scenă, da? E pe scenă mai mult decât oricând. Absolut, reflectoarele pe IT, sigur. Bun, deci nu a fost niciodată mai bine să lucrezi în industria IT. Acum, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în luna martie, început de aprilie, a fost și frumos, dar nu doar frumos, a trebuit să rezolvăm multe lucruri, pentru că, evident, am reușit reușim să fim aici, în special cu ajutorul tehnologiei, în special cu ajutorul industriei IT, în special cu ajutorul celor care, atunci când a fost acel panic buying mode, da, toată lumea a epuizat stocurile de tehnologie de la retailerii, în special online, evident, ei au venit către noi, către furnizorii de tehnologie. Acum, e o problemă, evident, de supply, e o problemă faptul că nu ai fost pregătit pentru așa ceva, ți-a dat peste cap toate segmentările pe care le aveai ca orientare de business, de go-to-market. Am ajuns să furnizăm tehnologie de consumer în medii enterprise, pentru că nu mai era nimic altceva disponibil și evident cu tot ce presupune asta. Dar din nou, dacă vrem, that's the beauty of it. Da? Am reușit și asta este unul dintre modurile în care încercăm să ajutăm și noi ca industrie IT în această perioadă sau ca furnizori de tehnologie IT. Noi suntem ne place să spunem despre noi că suntem furnizori de infrastructură esențială, de tehnologie esențială pentru IT. Ce să zic, mai esențial, dacă pot să mă exprim așa, decât tehnologia de calcul cu ajutorul căreia să ne auzim, cu tehnologia de calcul cu ajutorul căreia copiii noștri să meargă și să facă școală, probabil că nu îți poți imagina. Iarăși, mai esențial decât să ținem rețelele în picioare, să fie disponibile serviciile, probabil că nu se poate. Evident, asta este povestea acestor luni de început, da? Luni în care am învățat atât de multe lucruri și am mai învățat un lucru. Am mai învățat că nu prea putem spune încă post-pandemie, pentru că pare că toată lumea spune că nu există post-pandemie. Este o obișnuire cu starea asta pe un termen suficient de lung încât, nu știu, mulți din acest panel o să fie bine. Și atunci, evident, lumea devine o lume hibridă din toate punctele de vedere. Practic, s-au accelerat multe lucruri, s-au luat decizii, cum spunea colegul la McKinsey astăzi mai devreme. Surpriza a venit că, mă rog, corporații și companii uriașe au luat decizii foarte rapid, ceea ce nu s-ar fi putut imagina. Acum întrebarea este, deciziile alea, ele evident că s-au luat rapid, dar sunt decizii, așa cum le numim noi, de tip no regrets? Eu cred că nu, sau cu toții credem că nu. Au fost niște decizii extraordinare într-o situație extraordinară, care acum își dovedesc, dacă vreți, își arată fructele și evident urmează perioada asta de rafinare a deciziilor respective. Așadar, probabil că o decizie, sau dacă la momentul decizii avem, și s-a vorbit aici mult de flexibilitate, de adaptabilitate, avem posibilitatea de a schimba în viitor, în funcție de lucruri care se întâmplă, eu știu, pe care nu le-am anticipat, fără voia noastră, atunci probabil că asta este un... Eu personal m-aș duce către o astfel de decizie, da? Ce urmează? Urmează, evident, moduri de consum hibrid, mă refer în continuare la acest termen, respectiv și on-prem și off-prem. Probabil o lume multi-places, dacă vrem, ca să nu zic multi-cloud, că ăsta este termenul,
termenul corporate al acestui, al acestei idei. Evident, puterea, dacă pot să spun așa, sau mă refer aici la angajați. Puterea merge deja către angajați. Era la angajați, merge din ce în ce mai mult către angajați. Este atât de frumos să lucrezi în mediul IT și să, în special să fii o persoană de decizie, pentru că trebuie să rezolvi toate problemele angajaților, că sunt online, că sunt offline, că lucrează din metrou, că lucrează de pe plajă, că vin la birou, ceea ce e puțin probabil în curând, sau că au nevoie să le funcționeze tool-urile și să le asigurăm, evident, securitatea, așa mai departe, oriunde vor fi ei. De ce spun că puterea este la ei? Pentru că este lupta pentru talente în ceea ce ne privește. Da? Trebuie să ne asigurăm că luăm cei mai buni oameni, că avem cei mai buni oameni pentru clienții noștri, pentru că nu doar tehnologia, ci și oamenii, evident, contează când suntem aleși. Și ca să putem să avem cei mai buni angajați, trebuie să le oferim toate aceste opțiuni. Da? Și probabil că vor alege din ce în ce mai mult în funcție de flexibilitatea oferită și din punct de vedere al modului de lucru, al tehnologiei folosite și așa mai departe. Astea sunt câteva idei pe care aș vrea să le arunc eventual pentru o discuție pe scena acestui panel. Ok, mulțumesc, Valentin. Hai să mergem mai departe ca să dăm șansa tuturor să își exprime primele idei. Răzvan, CIO la ING, o bancă care urmărește să-și dezvolte și mai mult oferta în spațiu digital. Poate vrei să ne spui ceva despre rolul tău mai mult strategic, mergând mai departe. Mulțumesc frumos, Marcel. Când vorbești după atâți oameni minunați cu care ești de acord, mai am puține lucruri de adăugat, pentru că sunt foarte mult de acord cu multe lucruri spuse de ei. Așa că o să încerc să rezist tentației de a nu-i contrazice pe toți, în ce vreau să vă spun. Cred că, într-adevăr, în ING și atât în România, dar la nivel global, noi avem un model de operare care este foarte, zic așa, important pentru a explica un pic ADN-ul nostru digital și viziunea a noastră asupra lucrurilor. Noi suntem o organizație care își gândește digital first, gândește cloud native, gândește în interacțiunea clientului pornind de la această prezumție. Noi am uitat de mult modelul brick and mortar, inclusiv prezența noastră fizică în office-urile ING este una digitală, de fapt. Folosim aceleași capabilități digitale pe care le expunem pe canalele noastre, adăugând o experiență umană adițională. Modelul nostru de organizare este iarăși unul specific, pentru că primul meu rol în organizație nu este de CIO. Eu sunt deputy CEO. Și asta înseamnă că responsabilitatea mea asupra organizației este și succesul ei este totală. Responsabilitatea mea este echivalentă cu a chief risk officer-ului, cu a CFO-ului, cu a oricărui din board și, în consecință, orice decizie iau, fie despre ziua de astăzi, fie despre cum ar trebui să arate lucrurile mâine, este una care trebuie să pornească din acest nivel de asumare. Și asta se traduce și se translatează asupra întregii echipe tehnice din ING și o să încerc să nu-i dau Alinei infarturi acum, dar 25% din angajații băncii în România sunt IT, 25% din angajații băncii la nivel global sunt IT și vestea și mai proastă, îmi pare rău, Alina, este că nivelul de acumen tehnologic și de implicare în topice tehnologice a celorlaltor 75% este unul considerabil. Așa că nu prea poți să pui degetul pe costurile de IT, ca să zic așa, uitându-te doar la sfertul ăsta de organizație. Și cred că asta e o chestie a succesului pe care mulți dintre voi ați menționat-o și Dan, cred că l-am auzit menționând chestia asta, nivelul, abilitatea noastră ca parte din organizație să ne asigurăm că orice coleg de-al nostru este un pic inginer, înțelege oportunitatea tehnologică de fapt și poate să articuleze chiar el oportunitatea aceea tehnologică. Înțelege ce poate să se întâmple cu modelul lui de lucru, cu
viața lui, are mijloacele să vină cu micro-inovații, cu micro-eficiențe acolo unde este în zone de competență adâncă pe un anumit proces de business pe care este uneori absurd să implici ingineri care să facă în mod clasic, nu știu, analiză de business requirement-uri și după aia ne apucăm de implementare. Și această eterogenitate a competențelor noastre, care iarăși pentru mine este unul dintre responsabilitățile mele la nivel de organizație să fiu exponentul ei, este cheia succesului unui model de lucru agile. În momentul de față eu sunt head-ul ierarhic la 25% din organizație, dar realitatea e că vreau să fiu head-ul funcțional la cât mai puțin din acesta. Inițiativele, oportunitățile astea trebuie să se desfășoare organic și, într-adevăr, noi trebuie să ne poziționăm ca ingineri în aceste conversații, ca subject matter experts care pot informa the best way forward, care pot arăta ce oportunități pot să aducă pentru organizație trendurile tehnologice, ce riscuri pot veni de acolo, vorbind de zona compliance, bineînțeles. Îți mărturisez, Roxana, că foarte recent a avut fiind sponsorul unor analize de risc la nivel de organizație, am fost într-o astfel de analiză pentru un Advanced Persistent Threat, în care pur și simplu concernurile despre care vorbeam erau evoluția quantic computing-ului și a faptului că există deja actori statali care au acces la o serie de mijloace care pot să facă, evident, metodele noastre de protecție, criptografie, etc., ineficiente, da? Eu eram doar sponsor unei astfel de conversații, bineînțeles, pentru că zona de securitate este una dintre dimensiunile rolului meu, dar realitatea e că accountabilitatea și dimensiunile analizelor acestora și deciziilor pe care luăm este una care implică oameni din toată organizația și tocmai pentru ca aceste discuții să fie unele eficiente și de succes, nevoia aceea de care spuneam de înțelegere de eterogenitatea skillurilor în organizație este critică. Handshake-urile de care vorbeați unii dintre voi între tehnic și IT, cred că sunt principalul inamic în toate discuțiile astea și au fost blestemul nostru al tuturor o viață întreagă. Agile-ul poate să fie soluția să eliminăm lucrurile astea, dar again, aveți grijă, agile-ul este o armă cu multe tăișuri. Voi ca oameni tehnici, noi ca oameni tehnici trebuie să înțelegeți că agile-ul mimează această stare de micro-antreprenoria de care vorbea Cristi mai devreme, dar realitatea e că noi suntem totuși niște organizații mari, inclusiv la nivel de procese și sisteme, există foarte multe interconexiuni și noi ca experți tehnici trebuie să avem acea viziune pe termen lung care de fapt dă viteza organizației, să gândim acele arhitecturi de sisteme și procese care să elimine fricțiunile și dependențele dintre diferite zone ale organizației, astfel încât velocity-ul pe care agile-ul poate să ne-l aducă să fie unul sustenabil și să fie unul real. Altfel, too much agile will kill you. Cred că un alt lucru pe care poate aș vrea să-l adaug este, cred că pentru voi toți, în momentul de față, asumarea rolului ăsta strategic în organizații în care faceți parte este o responsabilitate principală. Trecem printr-o perioadă în care, după cum spuneam mulți dintre antevorbitorii mei, se face digitalizare repede, dar se face foarte prost. Se face o digitalizare de fațadă, se face o digitalizare la anumite interfețe, se face doar pentru a vinde online, se face doar pentru a pune o interfață digitală pe un serviciu a unui client, pe un serviciu de suport sau etc. Și trebuie să recunoaștem faptul că asta nu este digitalizare. Asta este doar o foaie așa de hârtie peste ceva ce nu are nicio legătură cu digitalul. Digitalizarea înseamnă transformarea modelului de business. Punct. Nimic mai puțin de atâta nu este suficient. Și trebuie să fiți aceia care puneți această realitate în fața organizației și cereți ca digitalizarea să fie tratată cu importanța de care trebuie să fie tratată, altfel să aveți curajul să spuneți nu. Nu expuneți servicii către clienți care știți că nu pot fi susținute end-to-end de soluțiile, sistemele, infrastructura pe care o aveți. O organizație digitală nu mai are luxul să aibă planuri de business continuity care spun dacă sistemul nu merge, scoatem hârtia. Așa ceva nu mai există. Asumați-vă și spuneți răspicat implicațiile. Dați complexitatea asta
în vileag și asigurați-vă că deciziile care vă luați să iau în organizație nu se iau cu jumătăți de măsură, pentru că efectele acestei digitalizări în pripă pe care o vedem în momentul de față ne vor ustura grav în 6 luni. Știți că securitatea nu va fi cea care trebuie, protecția datelor nu va fi cea care trebuie, disponibilitatea nu va fi cea care trebuie, riscul tehnologic pe ansamblu nu este înțeles și asumat ca parte din proces, din riscul de business și ca parte din modelul vostru de business. Un lucru care noi îl facem în ING foarte mult este să înțelegem acest risc și să ne-l facem ca una dintre principalele priorități ale noastre la nivel de conducere. Este o nouă prioritate a mea ca ITist, este o prioritate a CEO-ului, este o prioritate la nivel de board global și acționarii noștri ne evaluează succesul după modul și după modul în care reușim să gestionăm acest risc. Dacă nu puneți problema așa, nu faceți ce trebuie pentru organizațiile din care faceți parte. Bottom line. Da, sunt multe fascicule de lumină pe CIA în perioada asta. Sunt sigur că vă ustură pielea pe mulți dintre voi în consecință, dar nu faceți compromisuri care pot să ne doare foarte tare pe termen lung. Astfel de compromisuri sunt extrem de periculoase și le vedem deja, apărând unele dintre ele, le-am mai și subliniat colegii mei, vis-a-vis de anumite scurtături pe care uneori și administrația publică și școlile și anumite companii le-au luat, dar în 6 luni de zile vă asigur că o să fie cu totul alt focus pe noi dacă nu facem acum ce trebuie, cum trebuie. Acum pot să vă contrazic, să mă și contrazic dacă vreți, dar Marcel, revin către tine. Da, mulțumesc foarte mult. Deci chiar ai făcut un wrap-up. Îmi dai voie să zic două lucruri foarte scurt, fiindcă mi se pare un punct ridicat la fileu pe care nu pot să-l ratez, mingea asta nu pot să o ratez. Dacă stați să-l ascultați pe Răzvan și sunt convins că ați făcut-o, 90% din discursul ăsta, de fapt, nu a fost despre IT. Pentru că, în esență, transformarea digitală nu e despre IT și tehnologie. E despre strategie, model de business, adică bucata asta a IT-stului care înțelege și are abilități conceptuale în așa fel încât să poată să anticipeze cum o să arate viitorul, să înțeleagă care sunt consecințele deciziilor de azi și așa mai departe. Și pentru asta IT-știi se duc la MBA și e ok. A doua componentă, unde cred că este mult mai mult loc de îmbunătățire, e faptul că trebuie să vorbesc cu oamenii, să fiu asertiv, să am gândire critică, să pot să mobilizez organizația chiar și pe cei care nu-mi răspund mie ierarhic și așa mai departe. Și astea sunt abilitățile interpersonale, ceea ce în lumea de business se numește soft skills. Okay? Ceea ce cred că e cumva una din preocupările mele este că lumea nu vrea soft skills, că sunt soft. Lumea vrea hard skills, că sunt hard. Okay? Și eu cred că abilitățile astea interpersonale și sociale, de fapt, despre oameni și despre cum conducem oamenii, sunt pentru un ITist, că este el team leader sau CIO, mult, mult mai importante decât abilitățile tehnice. Fiindcă acolo, cred că important este să poți să spui sau cumva să urmărești firul logic al unei aserțiuni, al unei argumentații. În părțile astea două, concept și emoții, este mult mai complicat. Atât am vrut să zic. Mulțumesc. Deci, în concluzie, technical skills, business skills, emotional intelligence. Când avem noi timp să le învățăm pe astea toate și să mai ne facem și treaba? Dar eu cred că nu Marcel, vorba de o învățare de asta într-un mod neapărat izolat de viața de zi cu zi. Cred că e vorba de a ne seta un set de valori care de la sine vor duce genul ăsta de relaționări și expunerea la lucrurile astea.
Din punctul meu de vedere, complet de acord cu punctul lui Dan, și cred că aș mai adăuga o singură trăsătură aici. Share. Noi ca IT-ști trebuie să fim primii care facem sharing. Și pentru că și noi trebuie să primim în momentul de față. Noi trebuie să facem sharing la ce știm, ce putem, ce vedem, să educăm în organizație și trebuie să fim foarte deschiși în a fi educați. Pentru că polenizarea asta a competențelor de business și a celor tehnice trebuie să meargă both ways. Deci, și primul lucru pe care trebuie să faci, trebuie să faci sharing-ul ăsta. Și există posibilitatea să o facem și o facem și noi în organizație, prin ghilde, prin workshop-uri, tot felul de lucruri. Dar la urma urmei, modul de lucru poate să asigure acea proximitate a echipelor, astfel încât sharing-ul ăsta să se facă natural și fluent. Bun. Alina. Da, aș avea o completare. Sunt de acord cu Răzvan total și sunt o mare susținătoare a sharing-ului în organizația noastră. Însă aș vrea să aduc o perspectivă un pic optimistă. Eu în ultimii 6 luni am auzit mai multe laude despre organizațiile de IT decât am auzit în ultimii 10 ani, vă spun sincer. Da? De obicei, de fapt, dacă mă gândesc mai bine, în ultimii 10 ani lumea vorbea când ceva nu mergea. Dacă mergeau lucrurile, era normal să meargă lucrurile, da? Când se strica ceva, ăia de la IT se devină așa. În ultimile 6 luni, cu acest reflector pe IT, perspectiva s-a schimbat complet. Eu ca CFO, noi într-o săptămână ne-am mutat cu toții acasă, presupun că toată lumea a trecut prin asta. 6.000 de oameni au lucrat de acasă. Eu n-am putut să dorm când am avut prima raportare la bursă cu tot departamentul financiar și aproape tot de IT lucrând de acasă. Da? Pentru că mi-era foarte teamă că nu o să pot. Și n-am întârziat o oră, n-am întârziat deloc. Da? Lucrurile au mers. Toată lumea, ce obțin în organizația noastră, dar și multe altele despre care am auzit, a fost absolut impresionată de commitment, de capacitate, de technical skills și așa mai departe. Și lucrul ăsta o să continue, reflectorul ăsta o să continue. Am avut și experiențe, apropo de implementare repede, da? În Petrom de câteva luni aliniam, discutam despre implementarea semnăturii electronice, da? La toate documentele. Aveam doar o parte dintre ele, dar nu la tot. Am implementat-o în 48 de ore. Da? Poate e cum zice Răzvan, repede și prost. Nu știu ce să zic, dar nu puteam să funcționăm altfel. Deci n-am avut încotro decât repede și prost. Și acum dacă eu, la mine vine cineva, directorul nostru de IT și îmi spune, Alina, tu cum vrei? Repede și prost sau încet și bine și luăm procesele, ne uităm la ele, le transformăm ca lumea și bineînțeles nu o să-mi spună, da, asta înseamnă scump. Da? Cealaltă repede și prost e mai ieftin decât așa. Ce o să răspund la întrebarea asta? O să răspund așa. Eu repede și bine. Exact! Și ieftin, dacă se poate și ieftin. Nu și există... fără riscuri juridice, right? Fără riscuri juridice. Și arta, de fapt, este cum găsești locul ăsta, că nu există soluția ideală, nu există ieftin și bine și repede și simplu și... Cum găsești punctul ăsta și asta face parte din arta care o să diferențieze performanța pentru noi toți, cum găsim punctul ăsta cu costurile minime și output-ul maxim? Mulțumesc! Mai vreau să adaug... Te rog, Cristi, spune tu! Nu, spune tu! Vreau să completez... Că vestea bună este că nu avem timp să învățăm. Adică în acest moment nu cred că mai există un proces separat de învățare versus ceea ce facem daily basis. Și că învățarea va veni foarte mult din a încerca, a greși rapid, iterații rapide, a le pune la loc. Și nu mă refer la procesele esențiale care dacă le-ai greșit vin pe partea cealaltă, penalități și așa mai departe, ci mă refer la iterații mici care îți permit să inovezi un mic pas, o linguriță, da? Vii cu lingurița 2, lingurița 3. Deci nu e obligatoriu să se întâmple lucrurile ample. Nu amplitudinea contează, cred că contează foarte mult abilitatea de a livra rapid. Și cred că cele trei nu se pot face. Adică este, nu știu, 3D-ul ăsta, repede, bine și ieftin. Nu l-am întâlnit în viața mea. În schimb, am întâlnit prezența celor
a două din trei de cele mai multe ori. Și acum este foarte important cum alegi între cele două pe care vrei să le pui în focus. Gap, mersi! Întâmplător și eu tot în direcția asta vreau să merg și recunosc că eu mă tot întorc la ideea de educație. Pentru că Răzvan spunea că rolul este și să se înțeleagă riscurile, să se spună pe șleau riscurile și să se ia o decizie informată. Câteodată acea decizie nu o să fie acel ideal de pe hârtie care de fapt nu există. O să fie o soluție cu anumite riscuri asumate și cu măsuri de gestionare a acelor riscuri. Și o întrebare pentru voi era: cât de important vi se pare ca aceste riscuri să fie explicate oamenilor? Să vă spun din ce zonă sunt. Incidente de securitate. Toată lumea știe că în foarte multe, majoritatea cazurilor, incidentele de securitate în final se regăsesc în ograda unui utilizator care n-a respectat o regulă a organizației. Și ceea ce am remarcat foarte mult în ultimul timp e că atunci când explici de ce-ul din spatele regulii, acel risc pe care l-ai identificat și pe care ai decis să-l gestionezi stabilind o măsură la nivelul organizației, scade riscul de incident de securitate. Și s-a vorbit foarte mult de ideea de educație și educație permanentă. Și vorbim de securitatea cibernetică, dar nu numai cum vorbim de riscurile în zona asta. Cum vedeți voi dialogul ăsta cu organizațiile voastre? Pentru că mie, din perspectiva conformității și din perspectiva ce pot face să protejez organizația, în cazul acela nedorit, dar când intervine un incident, faptul că am o educație, un program de educare permanentă, nu neapărat formal. Educația poate să fie tocmai acea întâlnire în care se discută pe șleau riscurile aferente unui proces și se asumă măsurile care trebuie implementate și respectate ca să se evite acel risc. Cum vedeți asta la nivelul organizațiilor? Și aici mi se pare foarte interesant că sunt organizațiile de IT care probabil o să zic că am o soluție, un learning tool pentru chestia asta, pentru organizație dacă vrea să o organizeze. E Dan pe zona de educație, e Răzvan care mi-a ridicat-o la fileu cu riscurile care sunt discutate deschis și gestionate și Alina care trebuie să dea ok pe toate costurile de formare. Cum vedeți lucrurile astea? Pot să încep eu prin a răspunde. Riscurile sunt foarte importante. Când luăm o decizie de implementare, trebuie să înțelegem riscurile. Însă ce lipsește, și aici ne întoarcem la educație, foarte puțini oameni au capacitatea de a explica simplu lucrurile complicate. Da? Pentru că pagini de riscuri, mail-uri de la departamente de GDPR, legal, compliance și așa, timpul e valoros pentru toți. Da? Și apropo de educație și de skill-uri, dacă ar fi să aleg un skill, soft skill, important pentru mine la acest moment și care, din păcate, nu este foarte întâlnit, este acesta de a avea capacitatea de a sintetiza, de a analiza profund, de a identifica riscurile corect și de a le explica simplu. Cam ăsta ar fi răspunsul meu, Roxana. Eu la asta am o zical pentru echipa noastră. Propoziție, nu frază. Exact. Am dat, Alina, am dat programul lucru, da? Adică nu mi-a mai multă două săptămâni să vin la tine. Perfect. Ce vreau să adaug... Te rog, Răzvan. Te rog, Cristi, te rog, iartă. Vreau doar să adaug atâta. Noi am găsit o soluție care nu știu dacă e ideală, dar o soluție pe care am pus-o în practică este să discutăm cu oameni tehnici care de obicei sunt și profesori. Adică avem acea echipă de traineri care atunci când discută subiecte legate de tehnologie, pe cuvântul meu parcă au altă, nu știu, fac diferența în transmiterea de informații. Vorbesc, nu este atât de scalabil. Oamenilor să cheamă. Cum? Vorbesc da? Limba oamenilor să cheamă. Exact. Răzvan, voi să spui ceva. Da, vreau să mă adaug ceva și cred că se referă la securitatea, la partea de securitate, dar cred că se referă la compliance și risk per ansamblu. E clar că
E important să absorbim aspectele astea ca parte din definition of done în tot ce facem. Și ce trebuie să facem după aia este să ne dăm seama cum putem să le facem simple, cum putem să le facem rapide, cum putem să le facem constante, pentru că pe măsură ce crește complexitatea aia ce construim, controlele pentru a garanta și partea de securitate și compliance pe diferite mecanisme nu mai pot fi complet relevante și devin sample-based. Și știm foarte bine că tot timpul există cost-benefit-ul ăsta, cât de mult m-ar costa să nu fac sample-based versus cât de mare riscul rezidual dacă fac sample-based. Și noi aici putem veni cu multe lucruri, cred că de o valoare adăugată enormă. Și e, cred că, o componentă a statement-ului ăla al meu, că digitalizarea trebuie gândită profund în toate procesele, în ceea ce facem, nu trebuie lăsa ceva la nivel de canal. Gândiți-vă că numărul de interacțiuni cu clienții care începe să crească pe un canal digital atât de mare încât nu mai poți să garantezi compliance, de exemplu, pe relația cu ei la nivel atomic, decât dacă regândești procesul. Așa că sunt multe lucruri aici pe care, care pot fi făcute. Noțiuni de astea de compliance as code, risk as code, controlele efectiv integrate direct în sistem, astfel încât orice tranzacție, orice bit, orice request până la urmă trece printr-un filtru de validare, dă un anumit audit trail, orice poate fi validat la orice moment. Gândiți-vă, de exemplu, sunt multe organizații și aici între noi care trebuie să fim compliant cu prevederile Sarbanes-Oxley. Da? Ce înseamnă, Alina, pentru tine testele SOX, așa ca efort, într-un an? Foarte mult. Foarte, foarte mult. Ce ar fi să fie doar la un click distanță un dashboard care l-ai 24/7 activat și practic nu mai trebuie să testezi nimic? Să nu mai faci misiuni de testare de două ori pe an sau de nu știu de câte ori trebuie să le faceți, astfel încât să angajezi 100 de oameni, să-ți dai evidențe, să faceți analize, etc. De ce n-ar fi asta o chestie built-in în sistemele critice care sunt în scop Sarbanes-Oxley, prin tot procesul de schimbare a lor, prin partea de monitorizare operațională? Nu ar fi aici un business case interesant să asumăm? O idee de startup. Poftim? O idee de startup. Nu e chiar așa inovatoare ideea, de păcate. Dar asta e genul de mindset care trebuie să ne ajute să privim din cu tot o altă perspectivă niște astfel de challenge. Altfel ne vom sufoca. Alina are dreptate, complexitatea noastră crește. Dinamica, pe măsură ce mergem din ce mai mult către servisarea digitală, noi, de exemplu, am ajuns acum peste 40% din împrumuturile personale pe care le dăm în bancă sunt luate doar online pe mobil. Deci clienții ia din flow de mobil și iau împrumutul. Știți foarte bine că avem foarte multe rigori de compliance în acordarea unor împrumuturi. Privirea acelor rigori dintr-o tot altă perspectivă și integrarea lor direct în procesele astea, pe de o parte ne face asta să fie un proces sustenabil, pe de altă parte face experiența clientului să fie cea relevantă. Pentru că el poate într-adevăr într-un număr de câteva minute, doar pe telefonul lui, să închidă acel flow, nu sunt obligat datorită unui proces intern rupt să întrerup acel flow cu el, să-l sun eu peste două zile, de aici poți să o iei mai departe. Compliance and risk, security, toate aspectele astea trebuie să facă parte din definition of done și atunci nu vor mai fi o corvoardă, ci vor fi un diferențiator eventual. Corect. Hai să vorbim un pic acum la nivel de discuție, deci nu mai o să vă rog eu să spuneți. Da, sunt câteva întrebări din partea audienței care aș vrea să le, niște mingi pe care să le ridic la Fideu. Despre cum vedeți că va arăta lumea după COVID? Întrebările sunt, vom întoarce la birou, o să fie ca înainte. Probabil că nu avem cum să știm chestiile astea, sigur nu va fi ca înainte, dar din punctul vostru de vedere și bazat pe experiența pe care aveți și informația la care aveți acces, cum vedeți noua realitate? Să zic că sigur va fi o realitate mult mai digitalizată decât era până ieri.
Perioada asta a accelerat curba de acceptare pentru multe segmente de utilizatori, clienți, nivelul de încredere în consumarea unor servicii și produse la nivel digital și în același timp nu numai a accelerat curba de acceptare, dar a setat un nou nivel de așteptări. Așa că pentru foarte multe linii de, poate foarte multe industrii, pentru foarte multe afaceri și instituții publice și instituții școlare, nu va mai exista do nothing. Trebuie să fie ceva ca, tot timpul care face parte din portofoliul ăsta și văd evoluția asta fiind una mult mai accelerată decât aș fi sperat să o văd de acum 6 luni privind-o. Lucru care practic face discuția pe care o avem noi aici și multe dintre aspectele astea să devină probabil un subiect care trebuie să-și găsească răspunsuri mai repede decât până acum. Sunt de acord cu Răzvan foarte mult. Cred că sentimentul acela că controlezi angajații când îi vezi și sunt la birou și te duci pe lângă ei și vezi că sunt acolo și atunci controlezi situația ca și manager, e clar acum că e doar o iluzie. Da? Ce contează de fapt, nici nu e nici cât lucrează, nici unde sunt, contează rezultatul. Da? Și asta ne-a arătat criza aceasta. Focusul, cred eu, viitor va fi pe rezultat, pe valoare adăugată, locația nu mai e deloc importantă. Aș face o paralelă scurtă. Imaginați-vă perioada în care filmul mut s-a confruntat cu trecerea către filmul cu sonor. Și știm, nu știu, da, știm că au fost mulți actori renumiți în acele momente care nu au putut face trecerea. Nu aveau proprietățile, atributele necesare să facă trecerea către filmul sonor. Cred că se reproduce cumva fenomenul. Vom vedea organizații, nu mă gândesc neapărat la oameni, dar orice companie compusă din oameni, dar vom vedea organizații care nu vor putea face o trecere rapidă, eficientă, scalabilă către un model de genul ăsta și întâlnim deja zi de zi și clienți și, nu știu, discutăm cu multe companii, întâlnim două trenduri foarte mari. Sunt și multe trenduri mai mici, dar sunt două pe care le putem recunoaște. Un trend este acela, băi, o să treacă. Ideal este să facem cât mai puțin în acest moment, minimum necesar ca să depășim momentul. Trebuie să lucrăm de acasă, ok, luați-vă desktop-urile cu voi, nu cumpărăm laptopuri, de ce să cumpărăm laptopuri? Și apropo, ce mai trebuie să facem? Ok, mai scalăm un pic VPN-ul, scalăm un pic banda, am rezolvat problema. Și există cealaltă categorie de organizații și vedem inclusiv organizații foarte mari care fac această tranziție rapidă și care, by the way, erau pregătiți. Adică criza nu a fost neapărat motivul pentru care au făcut trecerea, ci mai degrabă a fost doar un accelerator pentru ceva ce începuse de mult și cred că ING se încadrează. Pur și simplu folosesc acest moment ca pe oportunitate. Scalează ceva ce au testat, scalează ceva ce, cum să zic, deja utilizează și îl înțeleg mai deplin. Și cred că o schimbare fundamentală la nivel de oameni, toți oamenii, de la elevul care merge în clasă până la cei care au decizii de sute de milioane de euro și miliarde, poate, cred că trebuie să schimbe un pic mindset-ul, exact ce spunea și Alina și ce spunea și tu, Răzvan, pe partea de abilitatea de a delega, abilitatea de a crea, a genera încredere și a utiliza acea încredere mai departe. Mecanismele astea de control strict părea mea că nu se vor regăsi și atunci ce am nevoie de acele dashboard-uri ca să pot să-mi dau seama în timp cât mai scurt de trendul în care mă duc, direcția pe care am apucat-o ca organizație. Aș vrea dacă se poate să completez cu faptul că trebuie să realizăm că viitorul despre care vorbim aparține generației Z. Noi luăm decizii, noi pregătim acest viitor pentru ei, dar ei deja au intrat în câmpul muncii. Eu lucrez într-o organizație de 700 de oameni cu medie de vârstă de 31 de ani și nu este deloc, evident, nu este deloc simplu să te ridici la așteptările generației Z. Lucrurile sunt, din punctul lor de vedere, normale, trăim o normalitate. Ok, pe lângă criza sanitară, nimic altceva nu este neobișnuit. Toate sistemele sunt digitale, colaborăm, comunicăm folosind aceste tool-uri.
nu este neapărat ceva fundamental diferit pentru ei, trebuie doar să o facem să lucreze cum trebuie în mediul corporate enterprise, da? Și să ne asigurăm că o să o facem bine pe termen lung și o să avem, evident, flexibilitate on the way să schimbăm acolo unde vedem că, nu știu, n-am luat cea mai bună decizie, cum ziceam mai devreme. Mai doriți să luați cuvântul pe tema asta sau mergem un pic mai departe? Hai să mergem un pic mai departe. Aș vrea ca să întreb pe fiecare... Mai departe ca să închidem. Mai departe ca să închidem, da. Într-un minut, dacă puteți să ne spuneți unu, două sfaturi sau recomandări sau sugestii, cum vreți voi să le spuneți, despre pentru CIO și pentru business din punct de vedere al digitalizării mergând mai departe. Faci și pentru directorii de IT, pentru CEOs, direct. O să încep eu dacă... Cristi, te rog, ai ridicat. Da, începem de Roxana, așa că continuă. Roxana, te rog, eu continuă, da. Eu o să spun atâta. Privacy by design. Știu că când vorbești de GDPR, cumva conceptul ăsta a apărut foarte vag, privacy by design, și celălalt este privacy by default. De ce îl sugerez echipelor tehnice este pentru că dacă reușiți să adresați această cerință, adresați probabil 90% din cerințele de conformare pe GDPR. Și vestea bună pentru cei cărora le plac checklist-urile este că au fost publicate destul de multe îndrumări pe subiectul ăsta, astfel încât să aveți deja acel roadmap pe care să-l urmăriți cu cerințe de bifat în momentul în care dezvoltați sau asistați business-ul în dezvoltarea oricărui proiect, proces, inițiativă la nivelul organizației. Într-un minut. Mulțumesc. Cristi. Nu vreau să zic ceva extrem de creativ, a zice că este momentul în care, și s-a spus de multe ori inclusiv astăzi pe parcursul întregii sesiuni, întregului eveniment, cred că este momentul ăla în care trebuie să facem the right things și să nu facem lucrurile, cum să zic, bine, ci mai degrabă să facem lucrurile care trebuie să le facem bine. Da? În diferența între leadership și management, și că vorbeam de privacy by design. Există un film apărut recent pe unele dintre sisteme, de platformele de streaming, de video streaming, The Social Dilemma. O recomand cu mare, cu mare interes, da? Deschide ochii mari când te uiți la un asemenea film. E un documentar. Da? The right things versus doing the things right. Mulțumesc. Alina, un minut. Da. Eu cred că cheia succesului în acest nou normal, în această criză care va continua, în opinia mea și cel puțin la anul, este această valoare adăugată, da? Valoare adăugată în orice proiect pe care îl facem. Pentru proiectele cu business case bun, oricât de mare ar fi criza, se vor găsi întotdeauna bani. Mulțumesc! Mulțumesc. Dan! Nu știu dacă sfaturi, dar două puncte de vedere. Cred că este un moment de neratat și anume aș face, dacă aș fi CIO, eu aș face pasul în față și aș împinge lucrurile dinspre tehnologie care să ajute business-ul. Și al doilea, aș acorda, fiindcă rolul, cred că și rolul de CIO se schimbă, aș acorda o atenție cel puțin la fel de mare ca atenția pe care o acordăm dezvoltării abilităților tehnice, a cunoștințelor tehnice în zona asta de people management și așa mai departe, fiindcă în esență, ca CIO, ești manager de manager, manager de oameni, în esență, dincolo de a fi manager de tehnologie sau de riscuri. Mulțumesc, Valentin. Panelul ăsta. Cred că cu atât mai mult cu cât trecem prin această perioadă și ne uităm înainte, rolul CIO este extraordinar de important. Și nu mai este CIO, este Chief Digital. Chief, ce vreți să-i spuneți, dar este mult mai important decât
un rol de tehnologie, un decision maker pe tehnologie. La întrebarea tactic sau strategic, răspunsul este da. Evident, trebuie să luăm permanență decizii atât tactice cât și strategice tot timpul. Necesită skill-uri, necesită, evident, înțelegere rounded a lucrurilor, dar avem nevoie ca oameni, ca lideri în IT, de viziune și să o putem transmite simplu. Da? Avem nevoie de skill-uri de colaborare și de tool-uri de colaborare, evident, ca și tehnologie. Avem nevoie de skill-uri de comunicare îmbunătățite, atât intern cât și către business, cât și către angajați. Și închei prin a spune că sunt un digital optimist, așa cum a spus mai devreme și șefa mea, n-am cum să o contrazic, dar chiar cred că tehnologia, apropo de social dilemma pe care l-am văzut și eu recent și îl recomand și eu, cred că putem avea beneficii uriașe din perspectiva tehnologiei și înclin să mă uit în altă parte când văd astfel de lucruri, mă rog, la limita utopiei, distopiei. Da? Mulțumesc, Valentin. Și last but not least, Răzvan? Eu vreau în primul rând să mulțumesc în numele tuturor CIO-ilor din call pentru atâtea sfaturi bune. Mi le-am notat. Și dacă ar fi să dau și eu un sfat colegilor mei, gândiți-vă un pic care credeți că peste 10 ani de zile va fi principalul competitor al companiei din care faceți parte. S-ar putea să realizați, e foarte probabil, că acel competitor este o companie din America, din China, de undeva, al cărui CEO acum este un inginer. Corect. Do something about that. Scuze că mai intervin o secundă. Este o poveste foarte interesantă, iarăși merită văzut, merită discutat despre ea. Este cunoscut faptul că Netflix, cum să spun, a bătut cam orice fel de companie media, a inovat și așa mai departe. La o întrebare cu Hastings, cu CEO Netflix, care este cel mai mare competitor al Netflix, încă o dată, dacă eram în sală, aș fi... cu cea mai mare plăcere aș fi așteptat răspunsurile celor din sală, fiindcă este atât de contraintuitiv. Nu știu dacă știți povestea. Hastings a răspuns, cel mai mare competitor nu este Hulu, nu este Disney Plus, nu este name it, nu este YouTube, nu este... Cel mai mare competitor este Fortnite. Ceea ce vreau să spun este că, virgulă, competiția poate veni din zone pe care acum nici nu le înțelegem ca fiind competiție. Nu știu dacă distribuim, dar vorbim de OMV, dacă suntem în zona de energie, s-ar putea să vedem o completă revoluție a ceea ce înseamnă un competitor în 10 ani. Și de asta cred că, într-adevăr, the CEO trebuie să aibă și viziune și abilitatea de execuție ca să ducă pe drumul respectiv compania. Bun, acum încep cu mulțumirile. Vă mulțumesc în primul rând vouă pentru bogăția de informație și de experiență pe care ați împărtășit-o cu noi aici. Mulțumesc organizatorilor. Hugo, a fost o conferință extraordinară din toate punctele de vedere, dar vreau să spun că am să revizitez site-ul, să nu le luați înregistrările, să le lăsați acolo, că cred că aș vrea să mai ascult de vreo două ori toate discuțiile astea. Eu însă vreau să ascult din nou și acest panel. Mulțumesc foarte mult, Marcel. Mă felicit foarte mult, trag o linie puțin pentru ca cetățeanul care a stat în spate și a ascultat. Mă felicit foarte mult pentru că acest panel a avut, aș putea spune, numai oameni de business, pentru că și Răzvan, at the end of the day, este VP și se ocupă și de tehnologie, dar în mod clar oameni de business din arii diferite, adică vorbim de CFO, vorbim de oameni care conduc business de tehnologie, banking-ul și lawyers. Iar eu cred că, cum să spun, informațiile care au venit în acest panel sunt absolut extraordinare, cu toată sinceritatea. Cred că primul lucru pe care, nu știu, aș vrea să-l transmit tuturor este acel agile,
change your mindset. Aș vrea să duc ceea ce Alina a spus, veniți la mine cu profit and revenue, ori faceți revenue, ori decrease the cost când aduceți un proiect, da? Vorbiți-mi in terms of business at the end of the day. Sunt foarte multe lucruri, mă simt foarte încurajat pentru ideea de a face un pas în față. Când spun eu, mă refer la toată lumea, cred, după părerea mea, toți colegii mei din CIO Council și din zona de IT. Idei generoase, viziunea transmisă simplu, tehnologie, comunicare, sunt foarte multe lucruri pe care din acest panel, numai din acest panel, eu le-am tras și cu siguranță și colegii mei. Oricum, chestiunea aceea cu colegii de la Petrom, cu haide să facem repede și prost mai degrabă decât, da, trebuie să fie repede și bine și evident ieftin, absolut. Dar realitatea așa este. Deci, până la urmă, pandemia ne-a pus în niște situații foarte complexe, în care trebuie să luăm decizii cu toții foarte, foarte rapide, de la cărat geamantanul, inclusiv companii bănci, știu că și-au preluat desktop-urile și le-au dus acasă, cu securitatea undeva lăsată pentru lasă cu rezolvăm mai încolo și acum ați nerezolvat. Mulțumesc foarte mult tuturor. Dacă organizatorii mai sunt pe fir și încă n-au plecat, sper să pună pin pe mine, pentru că vreau să trag și niște concluzii în ceea ce înseamnă, dacă nu trag nicio problemă, uite că m-au pus. Voi, dacă vreți, puteți ieși, dacă nu, stați alături de mine, pentru că au fost 3 zile absolut extraordinare. Mă felicit în primul rând pentru că mă felicit pe mine și pe asociația CIO Council pentru că am profitat de pandemie să reușim să aducem alături de noi o pleiadă de oameni de business senzațională, o pleiadă de experți în IT și nu numai, pe care nu am fi reușit să-i aducem dacă n-ar fi avut aceste instrumente de tip, dacă n-am fi organizat-o în mod virtual. Am avut foarte mult scepticism când ne-am gândit la ideea de, ok, pierdem networking-ul foarte valoros de altfel, pe care CIO Conference de 8 ani de zile îl aduce. Am compensat însă, mă rog, platforma a avut și ea oarește limitări și un pic niște sincope, dar cine a dorit să facă networking a putut în acest mod virtual, at the end of the day, dar am profitat, am compensat cu foarte mult conținut. Este foarte mult conținut și extrem de valoros. Am să trec acum, prezentările vor rămâne pe site, vor fi la dispoziția tuturor în continuare. Partenerii noștri vor rămâne în continuare cu standurile, unde găsiți foarte multă informație valoroasă, dar am să trec, recapitulez foarte scurt, am avut 3 zile, câte 3 ore, nu știu cum am înregistrat eu, pentru că și sunt voluntar. Am început prima zi cu trenduri și tehnologie cu Emanuel Șotar, CTO Orange, și mulțumim lui Orange pentru că e al 5-lea an alături de noi. Foarte multe lucruri despre tot ce înseamnă tehnologia 5G și demontate foarte multe mituri. L-am avut pe Dan Berteanu, care a venit cu niște elemente care au tulburat. Deci au tulburat și am putut să folosesc inclusiv în dialogul de astăzi cu Dell. Apropo de acel 69%, sincer, eu încă îl pun în discuție, pentru că nu pot să cred chestia asta, dar vom vedea. Deci o prezentare absolut extraordinară. Am avut 2 cetățeni din Canada, de la Infotech, o companie de research și consultanță, foarte bună prezentare apropo de trenduri, Dr. Tobias Holvart, care este președintele Eurocloud, care a venit cu perspectiva, cu challenge-urile și cu strategia cloud-ului, apropo de faptul că cu toții ne aruncăm în această zonă de cloud, accelerăm adopția cloud-ului. Și un panel pe tot ce înseamnă trenduri și tehnologie în zona post-COVID cu aproape 3 membri CIO Council, dacă s-o pun și pe Andrei Ioniță, Deputy Manager la E.ON, care ne va joina rapid, pe Bogdan Bădină, Daniel Gurea și partenerii Horia Negulescu și Ovidiu Seceleanu, Matricia Samsung și Cert Sign. Și moderate de, desigur, prietenul nostru Bogdan Tudor, vicepreședinte CIO Council. Am avut un caz aplicat, Dragoș Stănescu este CIO Syngenta, ne-a arătat cum se poate aplica inteligența artificială practic, pragmatic în agricultură, generând business revenue și desigur Călin Rangu cu preocupările noastre
Pentru ajutorarea, pentru suportul pe care îl acordăm mediului public, venim cu ideea de CIO Office guvernamental, o idee atât de deja de multă vreme intrată în uz în vest, la noi întârzie, din vari motive. A doua zi a fost dedicată subiectului numit Cyber Security, extrem de pregnant și oarecum un lucru pozitiv în pandemie a fost că lumea a început să înțeleagă un pic mai mult despre ce înseamnă Cyber Security și am avut plăcerea, Anton Rog a fost head of Cyber Int în cadrul seriei, a fost extrem de spumos demonstrând și arătând cu cifre efectele phishing-ului și venim cu multe tehnici utile pentru zona de CIO în ceea ce privește protecțiile cibernetice. Din nou, Orange cu Ioan Constantin, expert în cyber security, cu tot ce înseamnă amenințările în noua realitate. John McCarthy, Dr. John McCarthy in Security, reprezentantului BCS, British Computer Society Elite, omologul CIO Council în UK, organizație însă mult mai largă și mai puternică, care a făcut o demonstrație despre cum se poate penetra o infrastructură critică națională, în acel caz aeroportul. A părut simplu, însă at the end of the day, lucru care se întâmplă. Andrei Bozeanu, nu îi place să-i spunem ethical hacker, deși asta este un technical consultant pentru CERT, cu o prezentare despre threat intelligent foarte bună și panelul pe care am avut plăcerea să-l moderez și având în el pe Dan Câmpean, director general la CERT și Sergiu Zaharia, Huawei, Costin Raiu, Kaspersky și membrii noștri, George Lazar și Cristian Cucu, oameni absolut deosebiți. Iar astăzi și ziua de ieri a fost închisă cu o peste o oră și ceva de workshop, absolut workshop cu gurul, ca nu pot să-i spun altfel, internet pioneer Paul Vixie, pe care pentru mine a susținut un moment care trebuie luat și digerat cu mare atenție. Iar ziua de azi, pentru ce înseamnă Digital Business Transformation, din nou cu Anton Fortunatov, McKinsey, foarte bun, trebuie să recunoaștem. O surpriză extraordinară cu Dubrovkov Hlede de la Rimac Automobili. Ați văzut ce înseamnă inteligența artificială aplicată și pe tehnologie de lânsă, care altfel nu ar fi at the end of the day funcționat. Momentul meu de glorie cu Ania Monrad, Senior Vice President la Dell și panelul foarte bun, foarte bun. Trebuie revăzut, orice CIO trebuie să vadă panelul cu cetățenii de la EuroCIO. Ce mi-a plăcut foarte mult este că at the end of the day avem cam aceleași topicuri, aceleași probleme, indiferent că lucrăm pentru companii de 100 de milioane de euro sau 1 miliard de euro, cei care au 28 de milioane sau 30 de milioane global CIOs se confruntă cu aceleași probleme și, mă rog, trecerea au făcut-o un pic altfel. Există un alt membru în cadrul EuroCIO, în cadrul Shell, au schimbat 19.000 de calculatoare peste noapte, în sensul că locuri de muncă, toată lumea a plecat cu laptopurile acasă, overnight, fără să se întâmple nicio schismă. O știm dintr-un workshop pe care l-am avut împreună. Și panelul acesta ultim, absolut senzațional, pe care, într-adevăr, pe care trebuie să-l revedem. Chiar mi-a făcut o deosebită plăcere să, întotdeauna când stau alături de oameni de business, învăț ceva și mă pregătesc la rândul meu să încerc să aplic tot ceea ce am învățat din aceste conferințe. Doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult. Aici se închide a 8-a ediție a lui CIO Council National Conference. Înregistrările vor rămâne pe site. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat. Din nou, sponsori, partenerii, nu le spunem sponsori, Orange, Dell, care este cu noi de 8 ani de zile și îți mulțumim, Vali. De la începutul ediției ați susținut acest eveniment. Noi suntem voluntari, nu suntem salariați, ne autofinanțăm. Suntem independenți, vendor independent în principal, în primul rând, și reprezentăm end-user community, trebuie să spunem și acest lucru. Iar tot ceea ce facem, facem din altruism și din generozitate și din încercarea de a susține comunitatea de business. Deci Orange și Dell ca și supporting partners, RomSim Data, NNDKP, mulțumim Roxana, Bitnet, Dendrio, mulțumim Dan și Cristi, ING, Răzvan, Matricia, CertSign, Samsung, Kaspersky și Huawei. Nu închid, ne-am mulțumit și colegilor de la revista Cariere și MyConnector. Învățăm și noi, organizarea unui eveniment în mediul digital e altfel decât în on-prem, dar sper că bâlbele au fost suficient de puține. Mulțumesc foarte mult tuturor și o zi frumoasă!